Chiar dacă a fost un an cu multe provocări, la nivelul județului Vâlcea s-a reușit atragerea unor fonduri importante pentru dezvoltarea județului. Și pentru anul 2022, atragerea de fonduri europene va fi prioritară pentru Consiliul Județean Vâlcea. Nici OAT-urile nu vor fi uitate, reparația bugetului fiind în funcție de nevoile fiecărei comunități. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, le-a transmis vâlcenilor numai urări de bine și sănătate, iar anul care va veni să fie mult mai bun decât anul 2021. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule președinte, timpul serviciul meu nu s-a întâmplat nimic deosebit, sunt agent de securitate Crușcă Ion. Vă mulțumesc! Să trăiți, bine ați venit! Serviciușor! Dragi prieteni, oameni buni, dragi vâlceni, am mai trecut un an. Unii zic că îmbătrânim, alții zic că întinerim. Eu zic să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare zi. A fost un an cu bune și cu rele, cum sunt toți anii. A fost un an în care fiecare am avut provocări. Noi la Consiliul Județean am avut provocări și eu personal am reușit să atragem fonduri importante și în acest an nu atât cât ne-am fi dorit. Și nu pentru că n-am vrut noi, ci pentru că nu s-au deschis acele axe de finanțare pe fonduri europene, pentru că provocarea anilor care vin sunt fondurile europene, atragerea fondurilor europene. Și așteptăm deschiderea axelor pe fonduri europene. Evident, începutul de an ne va prinde la construcția bugetului și cu gândul la dumneavoastră vom face acest lucru, pentru că vom face o repartiție ambițioasă pe domenii strategice. Sănătate, infrastructură de sănătate, protecție socială, cultură, tineret, sport, turism, infrastructură rutieră, toate domeniile pe care dumneavoastră le știți. Evident, sunt zile importante cele care vor veni și vor reprezenta o provocare pentru întreaga țară și pentru tot ceea ce înseamnă administrație din România. Da, până atunci, sunt, să zicem așa, ultimele ore din acest an. Așteptăm anul viitor cu încredere. Cu încredere și cu un gând care pe mine mă urmărește mereu, și anume acela că nu mi-este frică de ziua de mâine, pentru că Dumnezeu este deja acolo. Dumnezeu este deja și în anul viitor și îl rog pe bunul Dumnezeu să vă aducă dar de sănătate, că e mai bună decât toate, să vă dăruiască cu liniște și cu puterea de a privi cu mai multă încredere în viitor. Vă doresc, dragi vâlceni, vă doresc, dragi români, vă doresc, dragi vâlceni, oriunde v-ați afla, să fiți sănătoși și la pungă groși și, evident, tradiționalul, la mulți ani, la mulți ani, cu bine, căci bine faci, bine găsești, la mulți ani!